Bună seara și bine ați venit la o nouă... Se poate? Bună seara, bine ați venit la o nouă ediție a capanelei noastre, a capanelei complexității. Ca de obicei, ne bucurăm că suntem onorați de prezența dumneavoastră și iterăm de fiecare dată scopul, rațiunea pentru care ne adunăm aici. Ideea este, în primul rând, să putem discuta sau pune în discuție, că nu apucăm să le discutăm pe larg, dar să punem în discuție subiecte mai deosebite, care, însumate, să poată schimba un mod de gândire, un mod de abordare și, în ultimul rând, de a ne căuta partenerii pe temele pe care noi, într-un fel, sau deja le avem la nivel academic. Pentru că constatăm că există teme interesante, există teme care sunt chiar de structurate, deja și au și o finanțare, dar, din păcate, nu este suficient să aducem oameni care au expertiză de tip doctorate sau, știu eu, două, trei specialități, dacă nu au și scânteia aceea de cercetare, de căutare. De multe ori, unii care poate nu au această apă, să zicem, atestare de nivel înalt, sunt mult mai aplicați pentru cunoaștere. De aceea, încercăm să fim cumva unii cu o interfață cu societatea civilă, care fiind dumneavoastră să afle de aceste lucruri și prin modul în care noi le punem pe internet, să creeze o bază de date cu teme care sunt interesante pe multe probleme, pentru că, în fond, suntem într-o societate aflată într-o transformare, și despre ea o să tot vorbim. Asta înseamnă nu numai oportunități, ci și probleme. Și, ca de obicei, repet și reiterez ideea lui Einstein, care spune că nu se poate rezolva o problemă din modul de gândire care a creat problema respectivă. Deci trebuie să facem un salt. La noi, fiecare se laudă cu saltul lui și fiecare încearcă să-i vândă marfa, bineînțeles. Noi suntem cei care încercăm să punem în discuție ceea ce se numește paradigma complexității, care este o abordare, nu este o sumă de unelte de lucru, deși le are și pe acestea, geometrie fractală, teoria haosului, teoria sinergeticii, probleme de rețele neurale, automate, celulare, criticalitate autoorganizată, toate astea sunt etichete pentru o abordare integrată care pornește de la niște premise care au meritat studiate, mai ales că toate aceste cuvinte cheie care am folosit adineaori sunt deja structurate, unele din ele, cum este Prigojin pe termodinamică, departe de echilibru, sisteme disipative, a luat și premiul Nobel. Deci există și o certificare, dar nu există o cunoaștere socială suficient de bine conturată și bine, să zicem, metabolizată de societate, ca societatea să devină creativă în cheia aceasta. Și atunci, automat, fără să vrem, avem o aspirație către o lume, o vedem în science fiction sau o vedem la unii acasă chiar, că de multe ori cea tehnologie avem depășește de multe ori și science fiction-ul. Și în același timp, cum să spun, la multe licitații de proiecte vin niște teme care sunt cumva de acum 200 de ani. Și este o foarte mare dispersie și fac o paranteză care închid această introducere. Este o carte care vă sugerez, care merită, e o carte science fiction și care se cheamă Povara Cunoașterii. A fost scrisă de un fizician, este o găsiți în editura Nemira. Și povara cunoașterii chiar asta sugerează. Tensiuni sociale, probleme, oportunități datorită evoluției mult prea rapide, diferențiate după oameni, după proprietăți, după abilitățile cunoașterii în sine. Deci povara cunoașterii nu este ușor de dus într-o societate care se dezvoltă natural inegal. Și deci mi-ar merita discutată, noi o trăim acum și ar merita să vedem cum am putea să dezvoltăm. Deci centrul de studii complexe, într-un fel sau altul, și-a asumat ca misiune această idee de difuzie socială a paradigmei complexității, care și un departament de cercetare în domeniul ăsta este mai puțin important și nu îl scoatem în evidență aici, ci numai că ne preocupă, avem șansa să transmitem aceste relații unor studenți la masterat, avem relații internaționale pe teme de cercetare pentru doctorat în domeniul complexității și ar putea să mediem într-o măsură a dorinței unor tineri care doresc să facă și altceva decât ceea ce le oferă școala pe teme de astea mai moderne. Ca să fac legătura cu prezentarea de ziua de astăzi, e o bucurie mare astăzi, în prezența lui Andy aici, pentru că, într-un fel, centrul de studii complexe îi se datorează instituția asta, care, practic, în februarie, peste câteva luni, va face 20 de ani de existență, este pentru că, la un moment dat, nu facem și o instituție, ceva care să certifice toată munca asta de, în jurul problemei de complexitate. Nu mă trebuie gândit să fără atunci așa ceva. Așa că, el este cumva genele în jurul căruia s-a dat acum un grup mai mare și care reprezintă un centru, inclusiv centru UNESCO, centru pentru studii complexe.
Așa că, în afară de faptul că este membru fondator, este, în afară de faptul că e un prieten bun, este și un alt extrem de interesant și deosebit om de studiu al problematicii socioeconomice, problemelor legate de străpungeri în cunoaștere. E un om care îl respect foarte mult și care, printre multe altele, are și această sintagmă pe care o citesc de foarte mult, că omenirea are omenire. Și noi avem omenire în menirea respectivă, dacă o știm să o cunoaștem și ne-o cunoaștem și ne-o facem, avem o viață frumoasă. Dacă nu ne luptăm inutil într-o zonă mai ciudată. Așa că, Andy, bine ai venit. Toate lucrurile se lege încolo. Ești acasă la tine, așa că... Am ceva emoții, mulțumesc. Florin deja a intuit o parte din ceea ce vreau să spun. V-ați întrebat ce are mai un fizician complexist să se ocupe de chestiuni ca antreprenoriat și întreprindere. Are pentru că centrul este o întreprindere pe care noi am început-o de mult. O întreprindere care nu a avut ca scop un profit bani, ci și a avut scop în cu totul altă parte. Și mai mult decât atât, chiar din statutul centrului, pe care în Stampa aici l-am scris împreună, la vremea respectivă, am spus clar, în Centrul pentru Studii Complexe se face cercetare, dar în mod obligatoriu se face și întreprindere civică. Nu ne ascundem în turnul de filde și nu ne ducem către vocația pur academică, ci ne asumăm misiuni în lumea în care trăim. Între timp s-au sedimentat filozofii de acțiune ale centrului. De exemplu, linia asta a cafenelor complexității, făcută prin eforturile lui Florin, reprezintă o astfel de filozofie pusă în practică. Convingerea noastră și viziunea noastră se poate rezuma așa. Viitorul nu așteaptă, nu vine, viitorul se construiește. Deci nu vorbim despre un viitor fizic, vorbim despre un viitor istoric, despre un viitor al nostru. Dacă vrei să-l construiești, trebuie să știi să spui ținte în față. Trebuie să știi să-l întrebezi, să te raportezi la el. În acest sens, putem defini întreprinderea într-un mod în care nu, deși pare banal, nu se găsiți nici în manual de antreprenoriat, sau un manual de științe politice, o astfel de definiție și un astfel de start. Înseamnă să proiecteze prin practică o arhitectură de acțiuni. Astfel încât, în limita constrângerilor și posibilităților, suntem realiști, nu? Conjuncturale, să schimbe o situație dată într-un sens dorit. Cuvântul cheie aici este situație. În jurul acestui concept, în jurul acestei noțiuni, va gravita cumva cam tot ce voi face eu în continuare în expunerea asta. Bineînțeles că, funcție de natura situației, pot să am diferite tipuri de întreprindere. De la întreprinderea personală, pentru dezvoltarea mea personală, și până la întreprinderea politică. Întreprinderea economică despre care se vorbește atât este numai un caz particular din toate întreprinderile care pot fi făcute. Da? Deci, în cazul întreprinderilor politice, care e situația care vreau să schimb? E situația de viață a oamenilor, a unei comunități sau unei cetăți. Asta se apropie de definiția politicii dată de către implicit de către Aristotel, care suna cam așa. Știința politicii, deci politica
ca activitate intelectuală, reprezintă știința și arta diriguirii activităților dintr-o cetate. Deci nu definițiile machiavelice, ulterioare, e important să capeți puterea ca să poți să faci diriguirea asta. Dar în primul rând trebuie să vrei să faci ceva în cetate și să înveți știința și arta asta. Acesta e numai un exemplu de tip de întreprindere. Specific în domeniul întreprinderilor, e faptul că unor sunt făcute prea târziu, unor se întâlnesc frâne foarte mari în a face pasul, în a face schimbarea. De ce? Pentru că pur și simplu le cere efort. Un anumit efort de adaptare și de ajustare a mediului în care trăim. Deci, întreprinderea înseamnă și adaptare și ajustarea mediului. O să vedem că pentru asta ar trebui să lărgim un pic concepția din științele cognitive despre adaptarea lui Piaget pe învățare. Pentru că și învățarea este întreprindere. Și atunci trebuie să ne uităm și la modul în care învățarea ajustează lumea, nu numai la modul în care ne adaptăm la niște presiuni ale lumii. Iar știința complexității ne ajută să înțelegem problemele astea de reținere față de întreprindere. De pildă, viitorul poate fi văzut ca o lume a posibilităților actualizabile imediat și sau intermediat. Adică există realități actualizabile imediate, țin de o singură decizie și pot să am viitorul ăla, foarte simplu, pe acțiune foarte simplu, dar sunt viitoruri posibile care necesită o preparare anterioară ca să am acces la ele. Acelea sunt intermediat accesibil. Iar viitorul, fiind o lume, se poate și întrezări și prefigura. De asta este foarte important domeniul ăsta de care eu mă ocup și ne-am pus în minte să ne preocupăm mai mult în cadrul centrului, al foresight-ului, al future studies. Domeniul care lipsește cu desăvârșire din România. În România ne îndreptăm ca orbeții spre un viitor al acestei țări, fără a ne uita deloc în viitor, din perspectiva intereselor noastre, bineînțeles. Și dacă îl prefigurezi pe acest viitor, el va apărea celor pe care vrei să-ți iei aliați în întreprinderea ta, că de multe ori nu voi personal, e întreprindere de grup pe care nu pot face decât cu alții. Trebuie să-l prefigurezi ca un viitor promițător. Pentru că dacă nu e promițător, da? Și dacă e și banal, nu e deloc neobișnuit, sigur, lumea va rămâne în apatie. Recunoaștem de multe ori lucrul ăsta, că se clamează apatie. Păi s-ar putea ca cei care fac oferta de viitor, conturează oferta de viitor, să fie, devină tocmai prin nepromițătorul pe care îl propun. Poate să fie nepromițător, dar foarte neobișnuit ceea ce se propune, ceea ce se prefigurează, ceea ce se vede, cum vedem prin ziar. Deci, toate sunt în ultima clipă. E foarte, dar nimic nu promite mie direct. Mă ține într-o stare pe care aș putea o numi reacție conservativă. Mai bine, e prea ingenioasă soluția asta. Nu, nu, nu. Și nici nu promite nimic. Stau în conservatorism. Dacă mă îndrept
pe suprafața asta de catastrofă este un model din teoria catastrofelor al lui René Thom, deci folosit de noi. Dacă mă îndrept așa încoace, deci crește promisiunea, o să văd așa. Dacă sunt în zona asta a neobișnuitului, a obișnuitului, să-i spunem, practic, deloc neobișnuit, cum a început să fie un pic promițătoare treaba, se iese din apatie. Pentru că sunt într-o lume în care nu trebuie să învăț, nu trebuie să depună foarte învățare ca să mă obișnuiesc cu acel neobișnuit, ca să-i pot face față să mă acomodez. Efortul de acomodare nu e cerut, ci suntem economi. Nu facem efort. Iar dacă este neobișnuit, poate să fie el destul de promițător, trecem și tot se rămâne în expectativă. Deci, o să auziți, doamne, i-am promis să... I-am arătat că poate fi extraordinar de bine. Dar trebuie schimbat. Trebuie să se obișnuiască cu ideea că va fi altfel decât s-a obișnuit până acum. Stă în expectativă. Trebuie ca promisiunea aia să depășească un prag foarte mare. Și ăsta se poate depăși fie obișnuindu-l cu ideea, deci aducându-l mai în zona asta și să tractă din, fie sublinind cât de promițător este acel viitor pentru a face acest salt.